Acum sunt mame model, dar în urmă cu 14 ani erau cele mai focoase asistente TV. Leagă pe Carmen Brumă și pe Adina Halas și ce sfaturi și-au dat de-a lungul timpului, ne spun cele două prietene imediat după publicitate. Da, ce te strâmbi așa? Crezi că nu poți să mă strâmb la tine? Asta e fața mea! Îmi pare foarte rău. Auzi, acum mulți ani față de șoarec. Acum mulți ani, când tu n-aveai față de șoarec, da. Nu știu dacă aveai față deloc. A, ba da, aveai, că ai 28 de ani. Haide, păi eram mic, micuț. Mic, eram. Atât de mic eram. Pe când se încălța musca cu 99 de ocala un picior și tot îi se părea că e ușor. Când până și bursucul era mic. Și asistentele erau deștepte. Ce stă second, let me... O idee, oh, dacă termin, că... Bine, termină. Asistentele erau deștepte. Ridică-le tu. Erau, dragă. Cum adică asistentele erau deștepte? Păi asta încerc. Să generez? Erau? Da. Erau? La vremea aceea, asistentele erau deștepte. Și la vremea aceasta ce-au? Eu știu. Ce, eu mă uit la televizor? Eu citesc mult. Asistentele la vremea aceea... despre care vă vorbesc. Erau și redactori. Erau și... Mă mai strâng? Că ai făcut așa, să fiu mic sau ce? Așa? Și făceau emisiuni cu oameni mari. Ba, telespectatori! Fiți oameni! Aveți idee ce face colegul? Hai să... Auzi? Vrei să fac să zâmbești? Consideră că am zâmbit deja. Material le întoarcem imediat dacă e. Băi, putea să mă ascund. Hello, honey, me honey, my bunny, me bunny. Come help me fi spend my money, me money. Move your body, come wine fi hadi. Me no yes, me no bite, ram dinna me hadi. Cu 14 ani în urmă schimbau conceptul de... Gândiți eu că într-un cuplu, da. Nu conta ce actor, important era să fie actor. Nu înainte de a vă cere scuze public pentru costumul pe care îl purta pe atunci Mircea al meu, Mircea, despre care foarte puțină lume știe că poartă întotdeauna la sacou un număr mai mare decât la pantalon. E clar că stilista de atunci nu știa. Carmen Brumă și Adina Halas. După 16 ani, fii atentă! Bac! Da, uite! Acum e cu viață cu așa. Și acum, atenție, stai cu mine asta mea, copilă, da? Hop! Restul de aici nu mai contează, știi cum e. Dar cum intru eu? Mamă, câta rujă ai pe față, oh. Doamne! Cu expresia românească... You wish! Ai vrea tu. Mai stai o tură. Mai stai o tură. Deci înainte de a face el de-astea, noi prestaserăm din 93 emisiuni împreună. Deci nu vine așa la pachet. Bună ziua, a venit bursucul, cât a trecut? 3 luni. Hai da! După... Păi da, am spus doar că făceam puțin intrarea după 16 ani. Bă, era din punct de vedere coregrafic. Nu se poate, că ochi verzi avem, că alea, că alea. Stai un pic să avem aceiași dușmani și după aia. Vrei să te frân ca o trestie? Frânge, mamă! Ia frânge, mă! Ce, cum, de aici, ce așa, vrei? Frumos, ce hap, așa, ce vrei? Și ce vrei, așa, hop! Wow! Bravo! La profesioniști! Da, mă, ești bărbat. Hai că mai ești bun, bun. Hop! Știi cum e, când simte nevoia să fie bărbat... Fără. Dă cu tine de pământ. Da, cu mine de pământ. Niciodată n-ai atins pământul de când mă cunoști. Totul s-a întâmplat doar în aer. E ceva ce în capul meu. Are încredere în el, băiatul, nu e? Are încredere în el, exact. Are încredere în el și are încredere și în mine. Dacă mănânc două sarmale în plus, vă dați seama când sparge tâmpla stângă. Ce face fetele? A, bine, mulțumim mult de tot. Ia, de întrebare, de invitație. Noi v-am invitat ca să ne râdem, deoarece toată această emisiune ne-am plâns și am zis, bă,
Știm noi două fete care deștepte au fost, deștept să ducă, Doamne ajută! Veni să ne emisiunea noastră. Da, strigă glasuri de copii. Să rechemăm pe cele două fete care au fost prietene între ele din totdeauna și care continuă să fie. Să fie vreo 20 de ani de atunci. Da. Am încercat să ne aducem aminte. Bine, eu știam, ea a încercat să-și aducă aminte, pentru că ea nu mai știa exact clar când ne-am văzut prima și întâiași dată. Eu i-am spus că a fost dragoste la prima vedere și a reamintit și ea între timp. Da. Eu sunt ca bărbatul ăla din cuplu, că insensibil, care nu-și aduce aminte de ziua ei, de când s-a cunoscut. Nu, de ziua mea și aduce aminte, dar de când am cunoscut. Atunci, cum aveam genele, cum aveam ce ruj aveam. I-am zis, venise-i tu cu cojocelul acela și făcuta scurtă și ne-am văzut la agenție. Da, n-are, nu poate să facă. Pe rând, gagici, pe rând. Să știi că este, ni se două trage. Prietene care vorbesc de același timp despre două subiecte diferite cu aceeași persoană care a avut foarte multe traume. De 20 de ani. De 20 de ani. Să știi că asta era problema noastră și atunci când făceam emisiuni împreună, nimeni nu ne putea face să vorbim pe rând. Vorbeam într-un cor desăvârșit. Ne-a apucat este din nou pentru că... Este adevărat că ați râs foarte mult în aceste emisiuni? Râdem și acum, pentru că ne aducem aminte și ne repovestim faze și râdem și acum. Multe dintre ele încă se mai întâmplă. Uite, spre exemplu, astăzi venind spre frumoasa emisiune în mașină, am zis hai să facem repede o poză să le arătăm oamenilor unde suntem. Cu pozele, nu da, și ne-am făcut o poză în mașină, numai că am uitat să și plecăm de pe loc. Eu conducând și în spate erau foarte, foarte multe mașini și noi ne-am făcut vreo 7 sau 8 poze. 70-80 de poze, da, că 70, de venit. Eram niște copii pe vremea aia. Toate imaginele pe care le-au văzut telespectatorii se întâmplau undeva în 99-2000. De-abia apăruse Realitatea TV pe piață, era singura televiziune de știri, nimeni nu înțelegea exact ce își propune ea. Nimeni nu înțelegea și de ce noi ne hăhăim acolo în fiecare dimineață. Da, și noi eram facem două fete nebune pe care... Le aruncaseră producătorii într-o apă, fără să le întrebe înainte dacă știu să înoate. Noi am învățat foarte multe lucruri în perioada aceea. Am făceam matinal timp de 3 sau chiar 4 ore, da, și noi fără la fel. Materiale, fără promptere, de multe ori și fără invitați. Și a fost o perioadă foarte frumoasă. Am râdeam mult, ne povesteam viața, făceam toate tâmpenile din lume, lucruri pe care acum nu le-aș mai putea face sub nicio formă. La aceeași intensitate și fără să te judece lumea. Auzi? Eu le-aș putea, sincer. Eu cred că ați putea. Parte. Nu știu dacă tu ți-aduci aminte, pentru că ce-mi povestești tu, am senzația că îți povestesc eu despre relația mea cu Mircea, pe care întâmplarea face că-l și știi. La un moment dat, absolut întâmplă, mi-amintesc ceva despre el. La un moment dat m-a invitat într-o emisiune în Gura Presei, că am zis noi că să facem noi o treabă. Și ne-am așezat unul lângă celălalt și am pornit de unde o lăsaserăm, ca și când nu s-ar fi trecut nici măcar o oră. Excelent, da, mi-amintesc emisiune. Da, așa nu venea să cred, nu ne venea să credem. Ne-am șocat foarte rău și am zis, bă, dacă ar fi să o luăm acum, azi, acum, de la capăt, am face-o fără niciun fel de probleme. Voi la fel, dacă v-ați așezat la aceeași masă, ați face? Probabil. Noi facem în continuare același lucru când ne întâlnim. Dovadă că vorbim în același timp. Deci da, cred că am putea. Dar singura lor problemă e că cineva le-a luat masa. Că ele două vorbesc continuu. Și noi aveam și masă, noi aveam și aici au stat împreună, mai aveam puțin să stea pe același fotoliu. Dar noi aveam și masă și canapea. Și noi la fel. Da, uite pe mine, perioada Lina! Aceea ce m-a copil învățat... mare avem. Da. Iată și băieții noștri. Mamă, ce copii mari aveți. Da, diferența gândește-te? Dintre ei doi este exact diferența dintre noi două. Eu sunt mai mare decât ea cu 3 ani de zile, iar fiul e mai mare decât fiul meu cu 3 ani de zile. În ciuda faptului că în acest cuplu fenomenal, Carmen este cea responsabilă. Pentru că Adina este aia care uita pe vremea când făceau modeling amândouă, uita dresurile acasă, uita pantofii acasă, întotdeauna Carmen era cea care trebuia să presteze program, pentru că de la ea se avea pretenție. Da, asta mă gândeam acum, că Adina n-are nicio legătură, Adina de acum n-are nicio legătură cu Adina de atunci. Eu, lumea se întreabă de ce am făcut atât de târziu copil, pentru că o perioadă Adina a fost copilul meu, mi-am adus aminte că vorbesc serios. Deci eu zilnic, când plecam la emisiune, luam o geantă, o paporniță imensă pe care o turam ca femeia cu butucul din Twin Peaks, da. Și aveam două perechi de pantofi, două perechi de ciorap, două perechi de... orice. Că dacă exact, uită. Exact. Și nu mai ține minte, da. Așa, și în principiu mă rugam... Mie nici nu-mi plăcea să port geantă, ce-i drept. Da. Și-am rugat să că poartă ea. Și în principiu mă rugam că atunci când o iau de acasă,
să nu uite unde a pus cheia și ușa să fie încuiată, pentru că s-a întâmplat de multe ori să mă duc să o iau la 5 dimineața de acasă și să o sun și să-mi spună că nu poate să iasă din, din casă. De ce? Pentru că e ușa încuiată. Păi deschide-o. Păi nu pot să o deschid pentru că am uitat unde am pus cheia. Oh. Și m-am dus cu șoferul și am spart ușa ca să o scot. Da, am făcut emisiune, eram la matinal la 7 fix, eram... Asta era Adina de atunci. Într-o altă dimineață mi-amintesc că am sunat-o pe Carmen îngrozită, spunându-i că trebuie să vină cu mașina, cu șoferul, să mă ia, pentru că eu am zis că vin cu mașina mea în acea dimineață. Și am sunat-o peste 30 de secunde și am zis stai acolo, e ok. Spunându-i, măi, nu mai merge mașina, nu știu ce se întâmplă, nu pot să apăs pedalele. Și peste 30 de secunde am sunat-o și am zis, măi, ok, dar eu cred că am plecat cu căței mei de casă încălțată. Cu șoșonii aia. Cu niște foarte voluminoși. Da, plecase cu ăia și nu simțea pedalele. Da. Și credea că îi s-a stricat mașina. Se iartă totuși că de multe ori nu te trezești. Tu știi ce a vrut domnul Badea, ce și-a dorit domnul Badea, ca să ne înțelegem? Deci noi trebuia să începem emisiunea la ora 7. Domnul Badea a zis că el începe după știri. Și a începea la 6:45. Da. Deci noi la ora 5 jumate eram la machiaj de mult. Da. De Pupăjan, că n-avea cum. Plus că la mine era și de reconstruit la vremea aia destul. Deci voi măcar ați începe la 7 ca niște... Nu am avut și la 6:15. Am avut o perioadă, emisiune de la 6:15 la 10. Și ce vorbeați? Doamne, exact orice. Asta mă întreb și eu acum. Dar ce nu vorbeam? Da, noțiunea de asistente care vi se tot atribuie e corectă? Că eu nu văd... Măi, nu e corectă. Nu e așa? Da, nu e. Nu are... Apreciază-mă naiba pentru întrebare inteligentă. Noi, întâmplările pe care ți le-am povestit acum sunt din perioada în care noi făceam matina și eram realizatori, exact, cum ar veni. E, înainte de asta, am fost, conform cărții de muncă la acea vreme, redactor și reporter la Antena 1. Asta scria pe cartea noastră de muncă. Era, și noi asta făceam. Badea nu era bolnav. Exact, noi pentru că sunam invitații, stabileam invitații, făceam preinterviuri, făceam toată munca de redacție, telespectatorul știe tot ce se întâmplă în spate. Dădeam bine în decor, am zis, ia intrați voi. Haide și pe sticlă. Cam ce asta a fost. Și noi acum când ne uităm, îți dai seama, nu te crede nici dracu, că tu când intrai la brațul lui colegul, nu era niciun gând, niciodată. Eu personal n-aș crede dacă n-aș ști. Tu nu te-ai întrebat chestia asta? Când le vezi pe fete... Nu. Ok. Am încercat și cum e să... Tot poate să zică cineva la plasă, poate. Înțelegi și m-am gândit că poate cine știe. Mă lăsați, fără plasă, fără... Ratează un bun moment. Mare. Pune-te-și în valoare. Dar de ce să te gândești la... Lasă-mă oamenii să-și facă meseria. Una, doi, cuplăm noi ăla cu ăla. Nu, tocmai asta zică, nu, tocmai. Hai să-ți povestesc o fază foarte simpatică, apropo de faptul că Adina era cu totul o altă persoană decât cea care este acum. Diametral m-a ajutat să cresc această emisiune. Fiind o persoană responsabilă, fiind extraordinar de și disciplinată. Da. Și sunt pe bune și parolistă. Bine unsă acum. Nu vine să cred. Ca o mașină germană, bine usă. Da. Ia-ți Mircea, mașina germană, zic că e mașină germană. Mama mea. Ia, așa zic. Așa. Ei, pe vremea aia, Adina era... Nu era ca o mașinărie germană, bine usă. Nu. Așa. Așa. Și de fiecare dată când trebuia să plecăm undeva, aveam o discuție serioasă și spuneam, te rog eu frumos, nu mă face de râs, hai să nu ne facem de râs, că uite, e important să facem asta, te rog eu frumos, nu-ți băga degenul în nas, nu, joacă-te frumos cu ceilalți copii, nu-i mușca, nu-i scuipa, nu, de astea, te rog eu frumos, hai să încercăm să ne purtăm ca niște oameni, uite, nu te îmbraci în fetiță, spuneam, se îmbraca numai în șalvar. Nu cred, te îmbraci în fetiță și nu bați copii, asta îi spuneai prietenei tale? Da, asta era, da, asta îi spuneam. Și te rog eu frumos, hai să fim decente, așa. Să părem oameni. Ca niște oameni, da. Și la un moment dat, după, de fiecare dată îi țineam același discurs, de fiecare dată o duream bașcheț, n-avea nicio treabă. Și la un moment dat mergem la film. Și zic, te rog frumos, filmul e o ocazie publică, deci ne comportăm ca atare. Și ne așezăm la film, începe filmul, stă o perioadă cu minte. Asterix și Obelix, misiune Cleopatra. Da. Senzație. Oh, ce frumos! Așa. Bun. Și la un moment dat începe. Zic, mă rog, nu zice nimic, o lasă în pace. Mai face de două ori așa, după care zice, auzi, ai un șervețel? N-am. Auzi, ai un șervețel? N-am. Am întrebat-o și pe doamna de lângă. A început să întrebe pe toată lumea din jur. După care a luat un șervețel. A întrebat pe vecinul din dreapta. Nu, asta aveți un șervețel? Nu, dumneavoastră aveți... Ok. Așa. Și ce încurce nasul, ce fac? Și zic, păi, trageți-l, ce să-ți faceți? Nu avem un șervețel, trageți-l, asta e, o să-ți treacă la un moment dat. Și mai trece o perioadă, nu știu nimic, după care începe. Ai o șosetă? Nu cred! Nu! Zice, ai o șosetă curată? De ce dracu să ai o șosetă uscată?
Și zic, ce ai făcut? Zice, păi mi-a șters nasul cu șoseta mea și am băgat-o înapoi în picior și acum e uși. Deci îți jur. Ce frumos. Zice, păi acum mi-e frică, e simtut la picior. Ce nu ai o șosetă mai, cel mai tare, corect, de fapt. Păi sistemul, n-ai luat șosete de data asta? Adică da. Eu am plecat la film, n-am plecat cu schimburile pentru două persoane. Oricum, filmul se mutase, toată lumea din jur văzuse toată faza, dar ce a fost cel mai tare bonusul acestei întâmplări este faptul că am povestit a doua zi în emisiune ceea ce ni s-a întâmplat. Sigur, sigur, sigur. Se pare absolut obligatoriu. Ceea ce mi se pare mie este eroic este că ea a mai ieșit cu ea. Adică aici e eroism, și adică după mai câte s-au întâmplat. Stai puțin! Ce mi se părea mie îngrozitor era, mă rog, ceea ce mă enerva în perioada aia era că toată lumea mă certa pe mine. Dacă făcea ea orice tâmpenie făcea și făcea, toată lumea mă certa pe mine. Pe sistemul, da, tu... Tu n-ai văzut ce face. Exact, tu n-ai avut ieșit de ea. Asta e spectator. Ba, de mă scotea cu forța la film, eu nu pot să mă duc la film, și la un moment dat n-am mai putut și m-am așezat cu capul pe genunchiul lui Badea și stăteam așa. Și a ieșit în continuare cu mine la film. Deci oamenii sunt tenace. Trecem mai departe la cele 30 de kilograme pe care le-ai luat de-a lungul sarcinii și pe care le-ai dat jos cu ajutorul lui Carmen. Pam, 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 întrebare cu tine. Da, am acumulat foarte multe kilograme mâncând enorm. Mâncam sănătos, dar mâncam foarte enorm. Mult. Da? Foarte enorm. Și adevărul e că niciodată n-am avut o problemă reală cu kilogramele și nu mi-am făcut foarte multe gânduri. Și în momentul în care am văzut că... Se iese pe ușă doar într-un peș. Sau nu se mai poate ieși pe ușă, am zis și acum ce facem? Am început să mă documentez, iar Carmen a fost și este alături de mine în tot demersul meu. Uite, mie, spre exemplu, nu-mi plăcea să alerg. Făceam orice sport din lumea asta, dar nu-mi plăcea să alerg. Datorită ei, acum mă pregătesc și mă duc la concursuri. Uite, și la workshop-urile ei te duci? La un cross. La workshop n-a fost, ea face workshop-uri în privat cu mine. Am făcut separat, exact. Asta vreau, da, să public, zic. Cu ea fac personal training. Așa, și public training cu cine faci? Așa, fac niște workshop-uri, adică o serie de 8 întâlniri la care doritoarele sunt invitate să se înscrie, unde fac mișcare împreună cu mine și învață în fiecare săptămână regulile unui stil de viață sănătos, astfel încât pe termen lung să aibă un regim care să le ajute să dea jos kilograme și să învețe cum să facă mișcare acasă. Și unde se întâmplă, când se întâmplă? Fitness Club Oroviceanu, www.fitnesscluboroviceanu.ro. Acolo vă înscrieți. Noi serii încep acum la sfârșitul aprilie, după Paște, că mai un drobuleț, un exact. Cozonăcel și se rotunjește treaba. Se rotunjește treaba. Eu am auzit că Adina a învățat să alerge de la Carmen, care sâmbătă a câștigat un cross, e adevărat? Da, am... Mulțumesc. Doamne, nu se mai poate trăi cu femeia da, asta la categoria, la categoria mea de vârstă, adică 35 plus, am venit pe primul loc, bătrână, dar trebuie defect. Să mă mândresc cu Adina, pentru că ea ura, toată viața a urât alergarea. Și care și de 21? Mulțumesc mult. Da, te rog, un defect. Stai, un, să, mă laud, un stai defect? Să mă laud cu Adina. Înțelegi? Îți spun eu un defect după aia. A ieșit pe locul 7 la 5 km. Dă-mi defectul. Defectul ei sunt eu. Așa vreau. Mâncauar mama, vezi? Deci câți ani am făcut eu teorie? Când se întâlnea cu mama, asta era pentru mine cea mai grea fază. Când ea se întâlnea cu mama și mama îi spunea, ai văzut că nu poartă geantă? Păi am văzut, uitați, dar eu nu sunt de acord. Păi da, i-am luat geantă. Păi și eu am luat geantă. Păi da, și nu vedeți. Copil, mâncați aș curata de fetiță. Lasă că o să crească el vlăduș, o să te înțeleagă mai bine decât oricine. Stimați-le, spectatori, trebuie să ne mai chemăm pe cele două minunate, odată ca să vă arate că există și mai rău, indiferent cât de triști sunteți, se poate și mai rău. Și în al doilea rând, pentru că sunt absolut minunate și pentru că asemenea relații se întâlnesc din ce în ce mai rar. Învățăm și data viitoare promitem să nu mai vorbim în cor. Ba nu, țineți-vă de ale voastre că e mai bine așa. Pauză, uite ne facem imediat. Acum.